Președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a fost achitat ieri de înalta curte în procesul în care a fost acuzat de DNA de mărturie mincinoasă. Tăriceanu a fost trimis în judecată în anul 2016 de către DNA sub acuzațiile de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorilor în legătură cu retrocedarea presupus nelegală a unei suprafețe din pădurea Znagov și a fermei Băneasa. Inculpatul Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton a menționat în mod nereal că nu a avut cunoștințe despre retrocedarea către Paul Filip al României a unor suprafețe de teren în Băneasa, fostă fermă regală, și Znagov, trunchiul de pădure, fundul sacului. Implicarea inculpaților Tal Silberstein, Benny Steinmetz, Moșa Gavi și altor persoane în procedurile de retrocedare, actele de vânzare-cumpărare vizând aceste bunuri, a transmis atunci DNA printr-un comunicat de presă. Călin Popescu-Tăriceanu a reacționat după decizia de achitare. Este o zi aparte pe care nu mi-aș fi imaginat că am să o trăiesc vreodată. Nu se poate rezuma totul la o problemă strict de ordin personal, pentru că demersurile mele publice din ultimii ani de a demasca gravele abuzuri și excese făcute de statul paralel nu au izvorât dintr-o problemă personală. Această atitudine însă m-a costat enorm pe plan politic și personal, însă nu m-a clintit câtuși de puțin în convingerile mele profunde. Și în aceste momente pot să vă spun că mă gândesc la soarta multor cetățeni români, cetățeni simpli, care au devenit ținte și victime ale sistemului care a funcționat practic nestingherit în România vreme de peste 10 ani, fără ca să se poată apăra, a spus Călin Popescu-Tăriceanu. DNA a cerut 3 ani de închisoare cu executare pentru președintele Senatului, dar instanța a decis să-l achite pe președintele ALDE. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs de părțile implicate.